Lucrările a 12 designeri români și din alte țări care pun în lumină potențialul industrial al Timișoarei sunt reunite la Centrul Cultural Faber în cadrul proiectului Bright Cityscapes, dezvoltat de Universitatea Politehnica Timișoara. Semnalizatoare, designul nu este un panou de bord, este numele expoziției care reunește 11 instalații de design. 4 dintre ele sunt rezultatul unei colaborări dintre cercetători ai Universității Politehnica Timișoara și designeri. Sunt încântată că pot deschide ușile expoziției unui public larg. După o muncă pe care am depus-o pe perioada a mai multor luni și după toate cercetările făcute și eforturile depuse pentru a spune poveștile pe care le-am materializat. Cred că expoziția este despre reconstruirea peisajelor din Timișoara, care sunt compuse inclusiv din fabricile orașului, magazinele, imaginile care ne spun o istorie specifică pe care poate o cunoașteți, dar nu ați văzut-o din acest punct de vedere. Instalațiile care pun în lumină potențialul industrial al Timișoarei ating probleme precum cele legate de deșeuri, relația om-mașină sau posibilele erori din procesul de fabricație. Este doar unul dintre exemplele implicării Universității Politehnica Timișoara în programul național Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii. Expoziție atingă de pionerat pentru ceea ce înseamnă spațiul universitar românesc. Am discutat și cu cercetătorii culturali și sunt convins că suntem poate prima universitate, dar sigur tehnică, suntem primii care facem așa ceva. Acest gen de proiect la Conferința de Artă și Tehnologie va continua atât în campusul universității, pentru că avem și acolo, știți foarte bine, o zonă de prezentare. Sunt convins că vom continua proiectele și împreună cu cei de la Faber, pentru că pentru noi, pentru Politehnică, e foarte important acest an, în care cred că arătăm foarte multe lucruri în ton cu ceea ce se aștepta de la noi. Lucrările reunite au fost create după o cercetare extinsă, în urma căreia s-a dovedit că Timișoara este al doilea centru industrial al României după București. Expoziția semnalizatoare Designul nu este un panou de bord va putea fi vizitată la Faber până în data de 11 noiembrie 2023.